Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii E vremea ta. Sunt Cristina Soare și e momentul pentru cele mai importante știri despre lume și despre vreme. Cea mai mare valoare înregistrată în ultimele 24 de ore a fost plus 48,5 grade în Niger, în timp ce valoarea minimă a fost de minus 46,6 grade în Rusia. În următoarele 15 minute aflăm ce este fenomenul Gloria și cum se formează el. Descoperim că frumoșii codri de aramă și de argint nu există doar în poemul eminescian Călin File din poveste, ci chiar în realitatea noastră imediată. Și bineînțeles, nu vor lipsi nici datele despre vreme. Deocamdată, din cauza pandemiei de coronavirus, târgul de carte Gaudeamus se desfășoară săptămâna aceasta doar în varianta online. Dar v-ați întrebat vreodată cât de mult s-a scris de-a lungul omenirii? Ei bine, dacă am transpune în cărți toată informația generată de oameni de-a lungul existenței sale, incluzând-o și pe cea digitală, am obține 12 stive, fiecare egală cu distanța de la Pământ la Soare. Iar această distanță este de 150 de milioane de kilometri. Dacă o înmulțim cu 12, obținem numai puțin de 1 miliard 800 de kilometri de cărți. Nici nu a apucat să se extindă prea bine această tehnologie 5G în lume, că deja a apărut 6G. China a lansat cu succes în spațiu primul satelit 6G din lume pentru a testa noua tehnologie. Viteza 6G este estimată că va fi de 100 de ori mai mare decât cea 5G și va fi unul dintre elementele de bază ale comunicațiilor din a 6-a generație. Tehnologia 6G este abia la început și trebuie să depășească mai multe obstacole tehnice în cercetarea de bază, proiectarea hardware și impactul acesteia asupra mediului, înainte ca ea să devină disponibilă comercial. Cercetătorii sunt foarte atenți, pentru că noua structură integrează în mod sporit tehnologiile de comunicații spațiu, aer, sol, mare și se folosește de o nouă gamă de frecvențe pentru a transmite date. Iar acestea sunt aspecte care ar putea afecta instrumentele astronomice sau sănătatea publică, ori ar putea fi prea scumpe sau nesigure pentru a fi utilizate. Tot în spațiul cosmic rămânem pentru că o firmă de inginerie din Marea Britanie a semnat un contract cu Agenția Spațială Europeană pentru a dezvolta o modalitate de a extrage oxigenul respirabil din praful de pe lună, potrivit CNN. Se pare că a fost descoperită o metodă de a extrage 96% din oxigen din regolitul lunar. După extracție, aliajul metalic mixt rezultat ar putea fi teoretic folosit pentru a respira, pentru a construi adăposturi pe lună sau chiar pentru a crea combustibil pentru navele spațiale care merg foarte profund în spațiu. S-ar putea crea astfel un fel de benzinărie pe lună. Unul dintre principalii factori motor ai proiectului este să poți folosi resursele care sunt deja pe lună, mai degrabă decât să le aducem de pe Pământ pe lună, mai ales că există un cost asociat cu luarea lucrurilor în spațiu și, cu cât se poate folosi mai mult ce există deja acolo, cu atât mai bine. În urma analizei rocilor lunare, s-a constatat că 45% din greutatea lor este dată de oxigen, restul de aliaje de aluminiu, siliciu și fier. Compania Metalysis va transforma rocile de pe satelitul natural al Pământului în oxigen și în material de construcție, ceea ce ar putea crea în viitor o bază lunară permanentă. Coborâm cu picioarele pe pământ acum pentru că este momentul să aflăm cum stăm cu vremea în țara noastră. Ei bine, astăzi meteorologii ne-au informat că până sâmbătă seară vom avea parte de lapoviță, ninsori și vânt puternic în cea mai mare parte a țării. Așadar, începând de mâine, de pe la amiază și până sâmbătă seară, în cea mai mare parte a țării vor fi precipitații. Vorbim despre ninsori, se va depune strat de zăpadă în toată zona montană, dar mai ales în zona Carpaților meridionali. Vom avea parte de precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, îndeosebi în Transilvania, din loc în loc, la deal, mai ales în Muntenia, în Oltenia, dar și prin Ținutul Moldovei. Totodată, vântul se va intensifica în toată țara, sunt anunțate viteze de 50-60 de km pe oră, iar pe parcursul weekendului temperaturile vor scădea foarte mult noaptea, vom avea temperaturi preponderent negative.
Haideți să vedem câteva temperaturi și fenomene de mâine din marile orașe ale țării noastre. Mâine dimineață vremea va fi rece, mai ales în centrul țării, unde se vor înregistra și temperaturi negative. La amiază, așa cum vă spuneam, încep precipitațiile, iar în termometre vor fi cel mult 11 grade. Cu mai multe detalii vă aștept în principala rubrică Meteo. Codrii de aramă, epitet metaforic. Pădurea de argint, epitet metaforic. Așa am învățat noi la școală pe vremea când studiam poemul Călin, File din poveste, al lui Mihai Eminescu. Dar știați că aceste tipuri de păduri, ce par fantastice, nu sunt inventate, ci ele există în realitate? Aflați detalii din reportajul următor. De treci codrii de aramă, de departe vezi albind și auzi mândra glăsuire a pădurii de argint. Codrii de aramă și pădurea de argint sunt locuri reale din țara noastră. Mai precis, ele se află în județul Neamț, în apropierea mănăstirii Agapia din satul Văratec. Codrii de aramă alcătuiesc o arie protejată de interes național și are o suprafață de 7 hectare. Rezervația este situată la o altitudine de 550-650 de metri. Cei mai bătrâni arbori sunt gorunii seculari, însă 300 de specii de plante își găsesc și ele aici sălașul. În apropiere de aceasta și la o altitudine similară, de 540 de metri, se află rezervația naturală Pădurea de Argint Văratec. Aceasta ocupă o suprafață de 2 hectare. Pe vremea lui Eminescu, zona nu era locuită. Pădurea de argint și-a căpătat numele de la scoarța albă a mestecenilor din care este alcătuită, iar codrii de aramă, după culoarea de foc a rămie pe care o au toamna frunzele gorunilor. Cândva, aceste rezervații se întindeau pe o suprafață mai mare, iar ele au fost declarate arii protejate în anul 2000. Dacă vreodată sunteți în munți și vă vedeți propria umbră proiectată pe ceață într-un nim de culori, să știți că tocmai experimentați un fenomen foarte rar, numit efectul Gloria. Pentru a se produce acest fenomen, este nevoie să fie îndeplinite mai multe condiții simultan, precum refracția și dispersia luminii atunci când soarele este situat în spatele celui ce observă fenomenul, proiectarea umbrei acestuia pe un nor sau pe ceață aflată mai jos decât poziția observatorului, precum și compoziția norului care trebuie să fie alcătuită din picături de apă având un anumit diametru. Efectul Gloria se mai numește spectru montan sau spectru broken. Recent, acesta a putut fi observat și fotografiat de colegul nostru Valentin Bălan de la Administrația Parcului Natural Buceci. Vă spuneam că ceața este o condiție pentru apariția fenomenului Gloria, dar ceața este și ea de mai multe feluri. De exemplu, există ceață de radiație. Meteodicționarul ne va explica ce înseamnă acest fenomen. Ceața de radiație se formează în stratul de aer din imediata apropiere a suprafeței terestre, care se răcește prin radiație. În funcție de extinderea pe verticală a procesului de răcire radiativă, grosimea stratului de ceață se poate limita la 5-6 metri în regiunile de șes și 50-60 de metri în văile și depresiunile intramontane, numindu-se ceață joasă. Acum e momentul să aflăm cum va fi vremea în țara noastră. La noapte cerul va fi variabil, mai puțin în centrul, în sudul și în estul țării, unde va fi nebulozitate joasă persistentă. Către dimineață începe să plouă în Maramureș și cu totul izolat în Banat și în Crișana. În nordul Carpaților Oriental precipitațiile vor fi mixte. Vântul va sufla cu putere în sudul Banatului și prin Moldova, iar temperaturile minime vor fi cuprinse în general între minus 4 și plus 4 grade. De mâine vremea se răcește, aria precipitațiilor va cuprinde treptat toată țara, la început în vest, în nord, în centru, apoi către seară și în regiunile sudice și în cele estice. Vor fi precipitații mai ales sub formă de ploaie, dar odată cu lăsarea întunericului, în Transilvania și în dealurile Moldovei vor apărea și precipitații mixte. La munte vor predomina ninsorile. Vântul va prezenta intensificări în vest și în nord-est, viteze de 50 de km pe oră, în timp ce la munte se vor depăși 70 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 și 11 grade. În București urmează o noapte mohorâtă, iar spre dimineață în termometre vom avea 3-4 grade, mâine mulți nori, șanse mici de precipitații, iar în aer vor fi 10-11 grade. Presiunea atmosferică are deja o valoare ridicată de 767 mm coloană de mercur și va continua să crească. Poi mâine vremea se răcește, va deveni chiar rece pentru această dată, 6 grade și temporar
dar va ploua. La nivelul muntelui vorbim despre precipitații, mai ales sub formă de ninsoare. Așadar, aici sunt anunțate cantități importante de precipitații, 20-25 de litri pe metru pătrat, iar strat de zăpadă se va depune mai ales în zona Carpaților meridionali. Pe creste, vântul va sufla cu putere și va viscoli ninsoarea. Se răcește, temperaturi de minus 1 grad în Ceahlău și cel mult 5 grade cu plus în Poiana, Brașov. Sâmbătă, vremea va deveni rece pentru această dată, astfel încât maximele vor fi cuprinse între 1 grad și 7 grade. Iată că în vest și în nord vremea devine frumoasă, apare soarele, dar temperaturile sunt modeste, în timp ce în centru, în sud și în est, norii vor fi destul de numeroși, vor fi precipitații sub formă de ninsoare în sudul Transilvaniei, precipitații mixte în Oltenia, în Muntenia, iar în Dobrogea vor predomina ploile. Se pare că vânătorii preistorici ai eschimoșilor din Groenlanda au trecut printr-un fel de epocă a meteoriților. Așa explică arheologii danezi uneltele confecționate din fier de meteoriți pe care le-au descoperit într-un ghețar și care datează de acum 1200 de ani, adică cu 300 de ani înainte ca primii coloniști din Islanda să ajungă în Groenlanda. În această parte a lumii nu există nicio sursă naturală de fier. Așadar, din metalul meteoriților au fost realizate vârfuri de săgeți, cuțite și lame de harpon. Dar știați că există un om, mai exact o femeie, care a supraviețuit unui impact cu un meteorit? Se numește Anne Hodge și rămâne până astăzi singurul om care a rămas în viață după ce a fost lovită de un corp ceresc. Când s-a întâmplat și unde? Aflați acum! Se întâmpla cu aproape 7 decenii în urmă, în noiembrie 1954, în Alabama, Statele Unite. Anne Hodges a țipise pe canapea din sufragerie când, deodată, o rocă neagră, de mărimea unei mingi, a pătruns prin acoperiș, a ricoșat dintr-un aparat de radio și a lovit-o direct în șold, lăsându-i o vânătaie gigantică. Oamenii au declarat că au văzut pe cer o lumină roșiatică strălucitoare, ca o lumânare care lăsa în urma ei o dâră de fum. În fața casei lui Anne s-au adunat atât de mulți oameni încât Eugene, soțul ei, a trebuit să împingă din greu în laturi pentru a putea să intre în casă când a venit de la lucru. Anne a fost dusă la spital. După ce roca a fost investigată și s-a stabilit că este vorba despre un meteorit, forțele aeriene au decis să o înapoieze lui Anne. Fiind oameni simpli, din mediul rural, toată celebritatea care i-a lovit peste noapte a fost o povară grea, mai ales pentru femeia din centrul atenției. Au crezut că se pot îmbogăți din vânzarea meteoritului și au refuzat oferta venită din partea Institutului Smithsonian. Dar nimeni nu a mai dorit apoi să cumpere roca, așa că soții Hodges au donat-o Muzeului de Istorie Naturală 2 ani mai târziu. Starea psihică a lui Anne s-a degradat considerabil. În 1964, soții Hodges au divorțat, iar 8 ani mai târziu, Anne a decedat la vârsta de numai 52 de ani. Multe lecții pot fi desprinse chiar și din lumea animalelor, dacă știm să privim cu atenție. Astăzi, lecția solidarității și a generozității. Ne îndreptăm acum atenția asupra Europei pentru a afla cum stăm cu vremea. Mâine, în cea mai mare parte a peninsulei iberice, atmosfera va fi însorită, iar la amiază meteorologii anunță temperaturi de până la 20 de grade în Lisabona. În schimb, în țările vestice și în cele nordvestice, norii vor fi destul de numeroși și mai ales în arhipelagul britanic va ploua. Doar 9 grade vor fi în Paris. Câteva ploi sunt anunțate și în centrul Italiei, în rest vreme bună, cu soare. În peninsula balcanică, perioadele însorite vor alterna cu cele înorate când va ploua, iar dimineața va fi ceață. Despre ceață o să vorbim și în țările central-estice ale Europei, unde după amiaza aceasta va fi însoțită de ploaie slabă sau burniță. În țările nordice se vede soarele, în timp ce în țările estice vremea rămâne închisă și umedă, doar 0 grade vor fi în Moscova. Mâine la New York, mercurul din termometre urcă cu câteva grade bune și vremea va deveni plăcută. Să vedem acum și alte fenomene și temperaturi în alte zone de pe glob. Am ajuns la finalul ediției de astăzi, dar nu uitați că ne întâlnim și mâine de la aceeași oră, 19:35. Vă las acum cu imaginea zilei, ne găsiți pe YouTube și pe Facebook. Pe curând!